fost șef al Serviciului de Informații Externe, fost ministru de externe și premier al României, Mihai Răzvan Ungureanu este propus din nou ca șef al SIE. De data asta îl propune Klaus Iohannis. Propunerea a creat probleme în cadrul coaliției de guvernare, dar să vedem cum votează parlamentarii sălăjeni. Iuliu Nosa, deputat PSD, spune că dacă va fi prezent, va vota împotrivă. Dacă voi fi prezent în sala de plen, la ședința reunită, nu voi vota nominalizarea făcută de președinte pentru cel puțin două motive. Primul, în 2012 am dat un vot de neîncredere primul ministru de atunci, Mihai Răzvan Ungureanu, și al doilea, modul total neașteptat de către mine prin care a fost făcută această nominalizare. Deși Constituția îi conferă președintelui dreptul de a face astfel de nominalizări, Parlamentul este cel care validează o astfel de nominalizare și era normal și firesc și îmi doresc să se întâmple în continuare acest lucru, ca astfel de nominalizări să se facă așa cum a fost făcută cea care privește pe actualul director al Serviciului Român de Informații, respectiv o discuție cu forțele politice parlamentare, astfel încât cel care reprezintă țara într-o structură importantă să aibă girul tuturor partidelor politice. Deputatul UDMR Sereș Deineș spune că grupul parlamentarilor UDMR vor vota pentru Mihai Răzvan Ungureanu pentru că au fost împreună în același guvern și au picat împreună la moțiunea de cenzură. Deci și grupul nostru parlamentar au trebuit să voteze pentru numirea domnului Ungureanu pentru funcția de director SIE. În primul rând, datorită faptului că nu avem motive ca să refuzăm. În al doilea rând, chiar în momentul în care a fost prim-ministru, noi am fost în guvernul Ungureanu și, de fapt, a picat guvernul cu noi cu tot. Și a făcut gesturi, apreciabile față de grupul nostru. La fel spune și senatorul Alexandru Veg că va vota pentru MRU dacă se vor întruni condițiile de vot, respectiv vorumul necesar votului. Mirel Taloș, deputat ALDE, a declarat pentru Regio TV Transilvania că nu va vota pentru propunerea făcută de Klaus Iohannis. Este absolut imposibil să dăm un vot pentru Mihai Răzvan Ungureanu, omul care acum câțiva ani conducea un guvern al lui Traian Băsescu, omul pe care l-am dat jos în 2012 prin votul USL, răspunzând unei solicitări a cetățenilor acestei țări. Mi se pare o lipsă crasă de onoare din partea celor de la PNL și PDL să dea un vot pentru un om pe care acum câțiva ani îl calificau la modul cel mai negativ posibil. Mi se pare că sunt depășite orice limite ale moralității în politică și că cetățenii vor observa și vor sancționa acest lucru. Lucian Bode, deputat PNL Sălaj, fost ministru al economiei în cabinetul MRU, și-a declarat susținerea pentru această nominalizare așa cum era și de așteptat. Voi vota pentru susținerea domnului Mihai Răzvan Ungureanu în funcția de director al SIE. Am enorm de multe motive pentru care să votez în favoarea domniei sale, dincolo de cele personale, având privilegiul de a fi apropiați și în plan personal. Ungureanu a fost director SIE timp de aproape 5 ani de zile, este diplomat de carieră, cunoaște în amănunt contextul geopolitic și interesele strategice ale României. Regret faptul că Partidul Social Democrat dă dovadă de irresponsabilitate față de interesele strategice ale României și încearcă prin toate mijloacele blocarea numirii domnului Mihai Răzvan Ungureanu la SIE. Grupul nostru parlamentar, în integralitatea sa, va vota pentru Mihai Răzvan Ungureanu. Ca de obicei, parlamentarul care ne oferă cele mai mari surprize este senatorul PSD Gheorghe Pop. Presiunea de la nivelul coaliției de guvernare își face efectele, astfel că refulează asupra reporterilor, așa cum s-a întâmplat și astăzi în urma unei simple întrebări. Alo?
Bună, Ana Tudoran, la telefon de la Regio TV. Îmi dați o declarație scurtă pe votul la MRU. Cum votați și de ce? Eu nu votez la MRU. Da, bun. Nu să-l votez. Pentru că eu am votat odată când am blamat de remate în calitate de prim-ministru. Domnul senator, domnul senator, stați ca să pornesc înregistrarea. Ziceți-mi acum. Păi fac material cu toți parlamentarii sălăjeni, cum votează. Și dumneavoastră îmi spuneți că nu vă prezentați și de ce. Deci v-am spus. Așa. V-am spus, bună ziua. Presupunem că scorul la nivel de reprezentanți sălăjeni va fi de 3-3. Cum va ieși scorul în Parlament, vedem după vot, dacă se va ține în acest final de sesiune parlamentară. Pentru că astăzi este ultima zi de lucru pentru parlamentari până la sesiunea din toamnă.